Programul contribuie la consolidarea coeziunii sociale și la reducerea sărăciei extreme prin distribuirea de alimente de bază sub formă de pachete alimentare și mâncare preparată, de materiale școlare pentru copii, trusouri pentru nou-născuți, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și produse de igienă către persoanele cele mai defavorizate. Ajutorul european este completat de schemele naționale care se adresează persoanelor aflate în sărăcie extremă. În Gorj, cetățenii mai multor localități au beneficiat de-a lungul timpului de un astfel de sprijin, iar acum controlul ministerului va analiza cât de corect s-au acordat aceste ajutoare. Se verifică modul în care au fost distribuite ajutoarele materiale în cadrul programului POAD, care a început în anul 2014 și care continuă și în prezent. La nivelul județului Gorj este verificat un eșantion de 6 localități, e vorba de comunele, unitățile administrative teritoriale Bărenști, Onești, Roșia de Amaradia, Turburea, Dănești și Samarinești, iar instituția prefectului a avut rolul de a monitoriza furnizarea acestor ajutoare materiale către operatorii economici, către reprezentanții autorităților publice locale. Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane sprijină acțiunile statelor Uniunii Europene menite să ofere asistență materială celor mai sărace categorii ale populației.